În jur de 560 de persoane au fost în șantier la centura Timișoara Sud în cursul săptămânii trecute. Au lucrat bulgheri, fierari, laboranți, specialiști trafic, mecanici, șoferi. Se lucrează susținut la umpluturi, șanțuri, la podețe și la viitoarele parcări, la consolidarea terasamentelor, la zidurile de sprijin din pământ armat, realizare de blocaje de piatră, relocare și protejare a rețelei de distribuție apă, montarea sistemului de iluminat și la pasajele și podurile de pe traseu. S-a așternut stratul de bază pe câteva sectoare din zona Freidorf spre DN59, zona Moșnița Nouă și în apropiere de Ghiroda.